Un oraș de 9 milioane de locuitori din China intră în lockdown pe fondul unei noi creșteri a numărului de cazuri COVID-19. Toți localnicii trebuie să se supună la trei runde de teste, în timp ce magazinele neesențiale au fost închise, iar legăturile de transport suspendate. China a decis vineri izolarea celor 9 milioane de locuitori ai orașului din nord-estul țării pe fondul unei noi creșteri a numărului de cazuri de COVID-19 atribuită variantei Omicron foarte contagioasă, anunță News Observer, citat de Mediafax. Localnicilor li se cere să rămână acasă un singur membru al familiei, având permisiunea de a ieși la cumpărături. China a anunțat vineri peste 1000 de noi infectări COVID, cel mai mare număr zilnic de când Beijingul a învins primul focar la începutul anului 2020. Noul val este determinat de infecțiile asimptomatice pe fondul răspândirii variantei Omicron. Până acum, autoritățile s-au abținut să închidă orașul pentru a evita destabilizarea economiei. Lockdown-ul din Shanghai presupune închiderea podurilor și a tunelurilor și restricționarea traficului pe autostrăzi în încercarea de a limita creșterea numărului de cazuri. China a mai impus lockdown-uri care au afectat întregi provincii dar populația lor avea posibilitatea să călătorească în interiorul zonei carantinate. Shanghai, capitala comercială a Chinei, având o densitate a populației foarte ridicată, este cel mai mare oraș care a intrat până acum în carantină potrivit BBC. Inițial, guvernul orașului a negat că Shanghai va intra în lockdown, declarând că va aplica o abordare fragmentară în încercarea de a controla numărul de infecții.